Ce fost? Ultima scrisoare primită de la susținători a tras Ștefaniei atenția prin câteva remarci nu tocmai plăcute. Mihai, descoperindu-te încet, dar sigur, sentimentele de admirație și respect se trezesc în sufletul unora dintre noi. Ștefania, te rog transmite-i Cătălinei că Mihai nu îți este ție inferior. Stop, ce am și eu aseară că legat de inferioritatea lui? Că poate el se simte așa și de-aia se comportă așa. Nu că Mihai este inferior Ștefaniei, am zis că poate el se simte, că de-aia nu face nimic în sensul ăsta. Pe Cătălina o pup mai des decât pe Mihai. Înseamnă că o plași mai mult pe ea? Înțelegem că doar când ești euforică, în paranteză, la petreceri, îl dorești pe Mihai. În rest, se observă că leviți. Toate criticile noastre sunt cauzate de vorbele și atitudinea ta față de Mihai. Iar dacă tu consideri că nu greșești, nu îl ține pe Mihai doar pentru a trece timpul mai repede. Lucrurile astea se interpretează doar când vorbim noi ceva seara, la modul ăsta. Pentru că doar aici se... spune ce ai în cap. Cum o zici și Diana, poate să vină cineva care să joace un rol atât de bine, încât afară să fie cu totul altcineva. Toate vicile tu n-ai de unde să le afli până nu ieși afară. Corect. Dacă e mincinos, cu ce este mintă pe aici? Sunt și mincinoși de ăștia. Cunoști doar ce-i frumos aici în casă. Vizibil marcată de cele scrise, Ștefania a decis că Mihai trebuie să știe despre cum se oglindesc ei în ochii susținătorilor. Cristinau din Oradea, mulțumim pentru mesaj. Mulțumim foarte mult. Păi are dreptate sau? Nu-mi pasă. Ce, iar ești dezamăgită? Da? Am foarte multe chestii. Ce gânduri? Și mâine ți de jucă. Chiar trebuie să urc de mine. Și toată lumea trebuie să înțeleagă că eu sunt femeia și tu ești bărbatul, ok? Însă, dezamăgirea Ștefaniei era evidentă, iar 10 minute mai târziu era exprimată din nou în fața fetelor. Doamne, deci îl protejează pe Mihai, zici că e vreun bibelou să nu se spargă, știi, la modul ăsta. Nu zici că e bărbat. Ia să vedem, Ștefania, ce te-a deranjat așa de tare? În primul rând, cei care mi-au O să rog pe băieți să facă liniște dincolo. Nu sunt susținătorii mei. Mă rog, sunt telespectatorii emisiunii. Da, exact. Mă deranjează, sau probabil nu sunt obișnuită, ca cineva să-mi comenteze tot timpul relația sau ceea ce fac eu. E la televizor. E normal, este normal, așa. Încerc să mă obișnuiesc. Așa cum e normal să primești și gânduri foarte bune și aprecieri și laude. Da, exact. Pe cele rele nu le voi mai primi. Deci să nu se mai străduiască absolut nimeni să cumpere un buchet de flori și să plătească online și transport și alte lucruri ca să-mi scrie ceva negativ. Eu știu ce fac, știu ce simt și până la urmă, adică... Păi și cum faci selecția? Că oricum trebuie să citești să vezi dacă e bun sau rău. Am rugat pe cineva din spate să nu... Nu o să facă chestia asta nimeni din spate. Ok, atunci Cătălina mă va ajuta, va citi ea înaintea asta mea. Faceți voi cum vreți, dar... Da, va citi ea înaintea mea. Dacă ceva este negativ, nu vreau să citesc, nu vreau să primesc, nu vreau florile, nu vreau cadourile, nu vreau absolut nimic. În ceea ce îl privește pe Mihai, cred că e bărbat, nu-i trebuie atâta protecție. Păi, cred. Păi, crezi sau ești sigură că... Cred. Nu ești sigură? Nu sunt sigură. Am de zis, ce? Cred că e bărbat, adică el știe cum să se comporte cu mine. Dar de ce nu ești sigură? Hai că asta e o chestie... Pentru că mi s-a părut că de cele mai multe ori eu am făcut multe lucruri. Și vreau să și primesc. Cum am și spus, ai făcut eu sunt ce anume? Ce anume, Ștefania? Hai ca să înțeleg că nu mă prind. Am ce simți tu că ai făcut discuții, tu și ar fi trebuit să le facă el? Am inițiat anumite discuții, jocuri, nu știu, orice. Mai mult au fost inițiate de mine. Dar mi-ar fi plăcut mai mult să vorbesc cu el despre lucrurile astea, însă nu am apucat. De ce n-ai apucat? Că i-ai spus, cred că alaltăieri, că o să vorbiți da, ieri. Da, o să vorbim ieri. Și ieri, când a venit în casă, am stat puțin, mă trezisem din somn, am stat 5-10 minute, s-au închis ușile. Dar ce ai fi vrut să-i spui? Să găsim problema, să vorbesc mai deschis. E o problemă deja? Este o problemă, da, simt o problemă. Mihai, simți o problemă și tu? Eu nu simt că nu este exact
ce trebuie momentan, dar am credere că putem face să fie ce trebuie și cred că și ea simte. Cum a fost asta? Să fie bine ca să nu fie rău. Eu știu cel puțin din partea mea. Săptămâna asta acolo am fost și eu mai retras să mă conving dacă și ea simte la fel aceeași încredere. De luni trebuia să vorbim și nu am vorbit nici acum. Păi, e vineri, ați avut timp, nu e ca și cum ați stat. Săptămâna asta chiar ați stat în fiecare zi. Care e problema, Ștefania? Ce se întâmplă? Nu înțeleg exact care e problema. Lipsește ceva. Lipsește ceva. Exact. Hai să vedem despre ce e vorba. Ștefania, te rog transmite-i Cătălinei că Mihai nu ți este ție inferior. Fragment din scrisoarea susținătorilor ce a atras în mod special atenția lui Mihai. Cătălina, ai spus Ștefaniei că eu sunt inferior ei? Și întrebe asta de față cu toată lumea. Dar nu pasă, dar nu-mi pasă ce crede X sau Y, da? Hai, suntem împreună cu toți, zi-mi-te. Că probabil așa te simți tu. Acestea fiind spuse, Ștefania a ales însă să se edifice, discutând cu o mai veche rivală, nici de cum cu Cătălina. Și n-ar trebui totul să vorbiți? Ba da, doar că eu, în momentul în care comunic cu el, s-a întâmplat de 3 ori până acum, deci 3 zile la rând s-a întâmplat același lucru. I-am spus anumite lucruri și a ridicat tonul. Și eu mă panichez când ridică tonul. Înțelegi? Nu-mi place. Nu plânge. Nu, încerc să nu plâng, dar... Nu, încerc să nu plâng, dar asta e... Nu suport și mă blochez. Și acum la fel. M-a întrebat ceva pe Cătălina și mai erau alte 5 persoane de față și i-am spus, da, știți, nu-mi trebuie. Și a zis, nu, ce, eu o întreb, dacă vreau să zic, nu mă oferez de nimeni. Da, pe ton ridicat. Și când se ridică tonul, eu ce pot să înțeleg? Așa e el, nu? De fapt, se ridice tonul. Băi, de la o chestie banală, da. E o chestie banală, dar e de gândit. Nu, mă refer de la o chestie banală să ridice tonul, dar îmi dă de la... La asta mă refer, dar îmi dă de la o chestie. Nu? Când vezi chestia, o zi o vezi, deci lasă. O vezi și a doua zi, o vezi și a treia zi. Deja spui să-mi ai întrebare. Iar precauția Ștefaniei în legătură cu Mihai e de înțeles, având în vedere trecutul ei. Tot de la ceva banal, nu mai știu ce. Dar oricum mă ducea să mă machez. Ești de bubui. Ești de bubui. Și așa, gata, ajunge mai. Păi dacă ești... Sau știi de ce mă abțin eu de multe ori? Din teama de a nu crea o ceartă. Pentru că asta... Și nu că am rămas... Da, poate am rămas cu sechele. Cine știe, dar nu-mi place să mă cer. Am pățit chestii pe care nici nu știu cum pot să vi le povestesc între fete fără să se mai interpreteze ceva, înțelegi? Și dacă simt că tu de acum ridici tonul, păi înseamnă că... Ceva se ascunde acolo. Mihai. Ai ridicat tonul? Nu, cred că am vorbit normal. De obicei vorbesc foarte încet și vorbisem puțin mai tare, poate, dar s-a văzut pe material că nu era tonul ridicat și nici în afară. Da, tot așa am văzut și eu pe material, ca și cum că nu a ridicat tonul. Cred că problema e la mine. Cred că am eu o problemă și... Și eu înțeleg. Ce înțelegi? Că a suferit în trecut și eu chiar și aici nu am încercat să mă schimb în funcție de ce a suferit ea sau... Am încercat să fiu tot eu, chiar dacă a fost nevoie să îi spun ce mă deranjează sau să ridic tonul, dacă a fost ridicat, nu știu. Da, a mai fost o altă situație în care ai simțit că a ridicat tonul? Da, au mai fost 2 situații în care am simțit același lucru, dar nu vreau să spun asta, el nu e un om rău. Problema cred că la mine este, cred că poate nu sunt eu pregătită sau poate nu sunt pregătită să fiu cu el sau nu știu ce să zic, el nu e un om rău sau poate nu accept chestii de genul acesta, nu știu ce să zic.